În după amiaza zilei de 17 ianuarie, doi jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Maramureș au observat, în apropierea caselor de marcat din cadrul unui supermarket din Baia Mare, un tânăr care se îmbrâncea cu agenții de pază ai magazinului. Cei doi jandarmi au acționat cu operativitate, reușind la prinderea și identificarea tânărului. A fost solicitată grupa operativă de jandarmerie, care l-a identificat pe bărbat. Este vorba de Florin C., de 33 de ani, din satul Lung, ce este susceptibil de săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Dosarul cu actele de constatare întocmite a fost înaintat parchetului de pe lângă judecătoria Baia Mare pentru continuarea cercetărilor. Bațu! Bațu! Stai, jandarmeria! Stai! 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 Lasă plasa! Luați plasa! Să facem la care ne-am